Ai pornit? Da. Ok, salut, sunt Ștefan Sim, alături de mine l-am pe Cătă și o să comentăm împreună meciul de la Dot Fair între Daniel Constantin și Hidden Rage. Da. Cred că momentan își spun fiecare ce eroi și-au ales. Și în câteva momente o să înceapă. E cu ban system sau cum e? Ce no, format e? Nu, e sistem Conquest, Best of 5. Ah, ok. Și noi cu ban. Eu am primit invite de la Daniel Constantin, da, eu văd amândouă. Și am început, avem din partea lui Constantin un control hunter, cred. Vedem acolo care Bigim Hunter, Belcher, nu prea pare a fi face sau ceva. Și un Green Patron de partea cealaltă. Am văzut deja Warzone Commander, deci... Păi nu se vede la mine și la celălalt. Păi spune-i să-ți mai dea o dată invite atunci. Poate ai dat spectit pe unul fix când ai primit invite și... Da, pare a fi un control hunter. Vedem acolo Ragnaros, Sky Golem. Totuși o mână destul de proastă pentru un control hunter. Adică mă gândesc că are și cărțile de early game, juggler. Da, nu. Dar pur și simplu pe el să... Păi dai perspectiv pe cineva și după celălalt player trebuie să-ți dea invite. Am dat spectate, am ieșit. Nu, așteaptă invite-ul și după dai spectate el pur și simplu. Dacă nu merge, mai ceri odată invite. Da, vedem un... Atunci am dat spectate pe Daniel și nu văd la Hidden Rage, trebuie să-mi dea el atunci. Da, păi spune-i să-ți dea spectate. Da, și cum am spus, din partea lui Daniel Constantin a început destul de prost. Tura 2, Hero Power și Enter. Chiar și cu coin nu prea avea ce să joace. Așa. Poate să vedem în tura 4 coin Belcher. Așa. Care e mână destul de proastă, Hunter-ul. Da, i-a venit acum și un Hunter's Mark care nu o să-l ajute atât de mult. Într-un matchup ca asta nu... Adică Green Patron-ul și așa nu prea are unități cu... Are Dr. Boom dacă joacă ar fi și... Da, da, poate Roma să fie și Green Patron-ul ăla fără... Fără Dr. Boom. Unii preferă mai mult mai multe activabile pentru Green Patron. Da, Inner Rage. Însă nu cred că vrea să joace acum Green Patron și Inner Rage. Nu, nici gând. Probabil o să testeze de freezing cu plus order-ul. Oricum Daniel Constantin nu prea are răspuns acum pentru... De fapt, dacă atacă cu arma și kill command pe celălalt.
Și să vedem ce decizie o să ia Warrior-ul. Adică ce vrea să-și trimită în mână, asta e întrebarea. Pare că la urmă joacă Green Patrol, nu? Cura asta. Da, vrea să termine cât mai repede meciul. Singura problemă acum e că a pierdut un Green Patron și nu prea are nici cărți în mână. Asta e destul de nasol. Are un execute care momentan nu o să-l ajute la nimic. Și un Acolyte of Pain care... Îl cam forțează cu asta să dea cu arma. Scape de Green Patron. Cel mai bun play aici e să bată cu arma un Green Patron și... Kill Command pe celălalt sau Hunter's Mark și să atace cu pe Angelul. Cam asta ar fi play-ul tura asta. Tot nu cred că-i prea-i convine să strice Kill Command-ul pe Green Patron. Păi având în vedere că e un Control Hunter, are două savane, vedem acolo și un Sky Golem Ragnaros. Poate să folosească liniștit în Kill Command. Da, folosește două Kill Command. Da, nu e atât de rău având în vedere cum s-a mis în Control Hunter. Da. Are destul de mic. Doar e rău, nu are expert, nu are două cărți în mână. Deci are prea asta, acum, dar tot... Rage. Are și prezint prep-ul. Încă un execute. Da, mână foarte proastă. Momentan nu are pe ce să folosească execute și pare două... Două cărți inutile momentan. Ok, un battle rage, mai trebuie două cărți. Și țin să cred că o să mai trag încă două cu acolitul. Sky Golem din partea lui Daniel Constantin. Și acum parte proastă pentru Warrior e că dacă dă eu pe execute pe Sky Golem, da, vine mai vine încă un drop. Mai vine încă un drop de 4 și da Ragnaros peste 2 ture. Destul de urâtă situația pentru el acum. Animal Companion. Poate aici să joace Belcherul sau Juggler, Animal Companion. Totuși Jugglerul cred că ar fi mult mai ok acum. Belcher, pardon. Și Warson Commander, care nu o să-l ajute foarte mult acum, pentru că nu mai are Green Patron. Îi pare că am ceva bug, eu nu-l văd Warson Commander-ul. Ce ți s-a blocat? Da, nu mi-apare carte ce trasul, doar aia. Păi în ce tură ai rămas? Nu, e tura Warrior-ului, doar că nu mi-apare carte ce tras. O mai interesă o carte și cu acolitul, mai ați arată? Nu. Da, deci... O tras Warson Commander și Green Patron, deci tura viitoare poate să facă combo. Doar că a rămas pe 12 viață. Și un Warwind acum. Asta o să-l ajute destul de mult. Că-i cristalul nouă, poate să joace Warson Commander, Green Patron și Warwind.
Ok, mi-apare un Works Commander care e deasupra hărții. Zero mana are 0-0. Wow. Da, așa am pățit săptămâna trecută, cel care Așteptăm ținea. bătătura Hunter-ului să vedem. Poate și revine. Păi deja e iară tura. Da, ai bug și va trebui să ieși din joc să intri iarăși. Exact același lucru l-am pățit și săptămâna trecută. Ok, ia să intru din nou. Da, o să se spargă și Sky Golem. Cu Armor Smith-ul poate să facă trade în Huffer, dar eu venit din Sky Golem un Blast Mage, dar după părerea mea e un drop de 4 destul de bun. Adică alte dropuri de 4 care putea să spice din Sky Golem ar fi poate Yeti, Shredder. E perfect și a revenit. A dat din nou. Și-a revenit acum Hunter-ul după, pardon, și-a revenit Warrior-ul. Chiar dacă Hunter-ul are Ragnaros, nu se ajunge foarte mult pentru că în mâna lui Iron Rage avem Big Game Hunter. Să vedem, primește 30%. Da. Și ce noroc are aici. Să vedem dacă vrea să-l joace aici. Nu, preferă play-ul cu Bacolit. Pentru că au charge, da. Vedem 6-1 sau un 2-4 și de execute la 6-1. Să trag o carte în plus. Da, lasă, mă gândesc și eu acum. Dacă ar da în 2-4, după poate să-l bată cu Berserker-ul, să dea execute pe 5-1 și cu Warsong Commander poate să bată Juggler-ul, în caz că nu-i vine alt drop de... Da, loot Oh, order-ul e perfect. perfect aici. Poate Pot să să facă trag și o trade în carte. Juggler. Da, și perfect aici. Ce răsturnări de situație avem în acest match. Și-a folosit amândoi Green Patron-ii, dar totuși o să câștige acest match. Vedem la Daniel Constantin are Ragnarok și Savannah. Dacă nu lovește acum bine Ragnaros, adică în Berserker, o pierdut. Elită, le provește cap de elită. Oh. Și așa are BGH acum. Avem pe Roro. Da, și Hunter nu prea are ce să joace acum. Poate o Savannah și încă ceva, dar next turn e little Sunt pentru... ambele kill command-uri. Nu prea văd ce mai pot să tragă. Da, și un Creeper Haunted nu-l ajută Creeper. deloc. O carte foarte bună în early game, dar acum inutilă. Are litor dar pe masă, nu trebuie nimic din mână. Da, dar oricum avea și... Și avem un prim match câștigat de Python Rage. Green Patron contra Control Warrior. Nu știu ce picuri au făcut Daniel Constantin, dar Python Rage cred că are Druid, Warlock și Warrior. Deci o să mai vedem un Druid și un Warlock. Așteptăm momentan să vedem ce decor va alege fiecare.
Pentru cei care au intrat doar acum pe stream și nu știu, este un best of 5 sistem conquest, adică câștigătorul trebuie să schimbe pachetul, pierzătorul poate să schimbe, dar nu-i nevoit. Și din partea lui Daniel Constantin avem un Magmage, iar Hidden Rage un Zoo. Încă nu vedem multe cărți, să știm dacă este un Zoo mai de early sau Zoo ăla cu Dr. Boom și... Și un Mad Scientist din partea lui Daniel Constantin. Asta o să pună niște semne de întrebare pentru Hidden Rage, să vedem. Probabil știe că e Mirror Entity și dă coin la Nerubian, da? Da. Știe că Mage-ul n-are cu ce să-l activeze, deci e complet inutil. Da, și se pare că și-a folosit un Mirror Entity care s-a revelat a fi inutil. Cum ai zis și tu, nu prea ai ce să faci cu acel leg. Și momentan avem un avantaj pentru Zu. Are un Nerubian și un Haunted Creeper pe masă. Zu în general are avantaje match-a pe ăsta și a avut pur și simplu început perfect. Da, pe cealaltă parte avem un Mirror Entity, Goblin, Frostbolt, Antonidas. Da, și a fost nevoit să joace acum Glass Mage-ul, chiar dacă nu avea nimic pe masă. Nu, pentru simplu fapt să aibă ceva pe board. 3 sau mai mult? Wow! 4 chiar. Și un Implosion perfect. Serem ce decizie să iau acum. Probabil un Argus și Face, pentru că... Da, nu văd motiv să facă 3 de aici. Da, chiar nu ai niciun motiv să faci 3 de aici. Și cred că ăsta ar fi play-ul. Se pare că nu. Preferă să aibă board control. Nu prea văd de ce e frică, n-are ce să facă Mage-ul. A, asta e și părerea mea, treia să meargă Face. Play-ul bun era Argus la Imp și totul Face. Da, cam asta era play-ul nici perfect după... Era frică de poate un Flame Strike, tot e tura 6, nu avea ce. Dar nu cred că joacă cu Flame Strike în Magmage. Da, Magmage nu se prea... Joacă la... Mage la Flame Strike, dar... Bănuiesc că ai văzut și tu foarte multe variante de Magmage. Chiar și cu Flame Strike sau... Am întâlnit pe ladder. Și un Argus între aceiași doi impi. Căștura trecută. Și-o tras acum și un Doomguard cu care... Cel mai probabil va termina tura viitoare. Da. Shredder. Îl ajută la absolut. Și e one damage of Glitter? Da. E 8. Nu are destul, mai trebuie unul damage. Aș merge totuși Face acum, Doomguard. Nu? Life tap întâi, poate? Da, dar nu mai putea să roage Doomguard după, chiar dacă îi venea... 2. Nu mai norocos ca în trecut. Da, și e nevoit. Dacă primirea putea cu mai mult damage, nu putea, nu mai era loc pe masă. Da, da, așa măcar îi murea Shredder-ul. Să vedem. Cred că e cel mai bună situație, nu cred că... Gata. Da. Și în cea mai bună situație, nu cred că spre. Și momentan avem 2-0 pentru... Hidden Rage. Și mai are Druid, din câte știu eu. Magmage contra Druid e un match-up destul de bun, dacă... Se hotărăște să joace tot Magmage.
Și control Hunter e destul de bun. Al treilea pachet nu îl știu, deci așteptăm să vedem ce decizie o să ia el. Mesc cu Mac Major, cum ai zis. Da, nu știu care e părerea ta, dar chiar cred că Mac Major e un pachet destul de bun contra... Da, dar sunt de acord. Are și pe acel Fireball în mână de acum, probabil pentru un taunt gen Druid of the Claw. Avem un început de bun și pentru Python Rage, care are două... Știi, Dovnax Ramas și Shredder. Și uite cum mai foarte, nu? Oh, perfect wardrobe-ul ăla. Da, dar cam asta e puterea Mac-Mage-ului. O să umple acum masa cu foarte multe unități. Și cam de asta e bun Mac Major contra Druid, pentru că chiar dacă ai un swipe, Mac Major nu are creaturi foarte mici să poți curăța dintr-un singur swipe. Probabil o să meargă pe Shredder și... Cred că e mai ok aici Keeper-ul. Cred că e mai ok aici Keeper-ul, sincer. Da, Keeper la 3-2. Da, Keeper la 3-2 pentru că Mac Major nu are creaturi gen Sylvanas sau alte Dead Rattle-uri. Sau o să vrea să bată MacWarper-ul, doar ca să nu mai... Da, nu prea convine să lase în viață MacWarper-ul. Da, se pare că va merge pe Shredder. Nu are follow-up la Wrath. Da, asta vreau să zic și acum, că dacă joacă Wrath-ul... Este nevoie să joace Hero Power și o să-și ia destul de mult de miștura viitoare. Merge cu Keeper până la urmă. A, da, acum... Probabil o să se ducă face cu... Da. Frostbolt în mână. Da, normal. Are și acel Anaetron. Poate în sfârșit de MacWarper, dar și-a făcut treaba. Da, dar acum chiar nu... Că l-a scos acum chiar nu-l mai ajută la absolut nimic, pentru că nu mai are Mac-uri în mână. Nici cărți nu prea mai are, deci... MacWarper-ul și-a făcut treaba, da. Și deja este destul de low. 13 pe viață. Dar vedem doi Belcher. Poate e nevoit să dea acum un Fireball. Să vedem. Poate să facă 3 cu Tank și Chaga și să pună Shredder sau Loteb. Grabă Lowtap dacă face trade. Da, ca să nu-și iau un swipe. Lowtap sau Fireball. Da, preferă Fireball. Și să vedem dacă îi sparge și ei Dumnac Dramas. Cred că da. Da. Dar acum avem al doilea Belcher din partea lui... Sau? Nu cred că e Belcher, mai degrabă Shade. Da, pentru că... Da, pentru mana eficiency e mult mai bine așa. Sunt curios dacă face trade în nou, merge face. Și doar acum mai vine swipe-ul, nu o să-l ajute foarte mult. Nu
Asta cred că o să fie... Da, e foarte important, poți să-și dea heal. Da, o să-și dea câte un heal pe tură. Și în situația în care eu, adică cu 13 viață, cu armura 14, aș fi atacat și cu Shade-ul, dacă s-a rămas aici. Pentru simplu fapt că nu cred că te dea Frostbolt. Dar nu avea ce să facă, numai al doilea Frostbolt. O folosesc deja un Fireball Frostbolt. Deci aș fi mers 3 damage face. Are acum swipe-ul cu care o să curețe studio și urmasa. Să vedem cum vrea să facă chestia asta. Swipe pe Shredder, zic eu. Da, ce mai probabil, swipe pe Shredder și... Cu Mistress of Pain o să bată Scientist și cu... Slime-ul. Da, cu Slime-ul o să bată Rotel. Da, și cu Shade-ul să bată și acel 2-2. Nu văd de ce n-ar face asta. Și să vedem dacă vrea să joace acum și Big Game Hunter ca să... Probabil că nu. Da, nu, și eu zic că nu. Poate o să prindă ceva travitoare gen Zombie Chow, care... Sau orice alt drop. Nic și... Eu las Ținec, probabil joacă cu Dr. Boom. Da, sigur se joacă cu Dr. Boom, deci... Și preferă să folosesc să cum Freeze-ul. Am forțat acum să face Dr. Boom, că nu vrea să-i dea Shredder. Hai să roce Big Game Hunter, nu, Dr. Boom. Ai zis că e forța să joace Dr. Boom. Big Game Hunter, vreau să zic. Să vedem ce decizii o să ia acum. Probabil o să bată Big Game Hunter cu Mistress of Pain și... Fireball-ul e little acum, deci... Shredder. Ăla nu-i Fireball? Să vedem dacă... Eu aș merge face aici. Da, nu prea văd ce să zic. Oh. Mare trade. Ok. O prefera să facă trade. Acum cred că contează mai mult care are... Trade, că dacă Force Savage era little. Bine, el are innervate în mână, dar nu știu. Wow, asta. Și vine acum Zombie Chow. Tura trecută dacă vinea Zombie Chow era perfect pentru el. Și acum cred că contează ce vine din Shredder la fiecare. Wow. Da, și o să bată oaia și Zombie Chow. Acum tot depinde de draw-urile fiecăruia. Goblinul... Wow, dacă nu bătea oaia tura trecută, oaia e un mech. Da. Și... Goblinul era destul de bun acum. Wow. Două innervate. Cred că cea mai proastă carte pe care putea să o primească acum. Poate o carte bună era Druid of the Claw sau chiar și Ancient of Lore. Nu, e tot. Nu, cred că până la urmă Major a luat jocul ăsta. Depinde ce-i vine acum. Ai nevoie de un swipe sau da. Ancient of Lore pentru heal. Swipe parcă e. Wow. Trage cărți. Oh, iar s-a buguit. Da, și mie mi s-a buguit acum. Wow, se pare că nu putem să vedem sfârșitul meciului. Wow. O să dau repede live game să prind măcar sfârșitul meciului din perspectiva oricăruia. Well,
Am ținut din greșeală. O, doamne. Ca și săptămâna trecută câteva buguri din partea Blizzardului. Asta termina meciul. Da, deci înseamnă că a câștigat. Înseamnă că Mage a câștigat. Da, Daniel Constantin. Mage a câștigat. N-a tras nimic util. Deci este 2-1 pentru Hidden Rage în momentul acesta. Da, și acum Druid contra Hunter. Malfurion versus Rexha. Let the hunt begin. I must protect the wild. Nu-mi place acest drop care a venit acum, Genarius. Să-l ai în tura 1. Cine zici că are avantaj în match-ul ăsta? Cred că Hunter-ul. Tu ce părere ai? Eu cred că Hunter-ul. A zice Hunter pentru că uite-te ce mana cărvare. Are tura 5 Belcher, tura 6 Sky Golem sau Savannah. Chiar și dacă are Silence, totuși un drop de 6-5 sau 6-4. Chiar și dacă îi dai Silence, tot e ceva ce îi faci față cu greu. Chiar mi-a zis un coin Belcher. Da, nu cred că vrea să dea Silence pe un Yanjin. Mai ales că știe ce fel de deck are Daniel Constantin. Nu se merită să irosești un Keeper. Deși se gândește. De asemenea, Daniel Constantin are acea bubniță pentru Sylvanas. Silvana era destul de bună aici, dar având în vedere că o să-și ia Silence. Vrea să dea swipe? Da, swipe. Oricum e un controlat Hunter până la urmă. Nu prea un pe masă, poate doar cu Unleash the Hounds, dar... Poate să vă nahaimine cum urmează, dar... Poate să-i dea, da, Silence și poate să facă trade cu Shade of Naxxramas. Poate să dea Innervate și Shred Rage, sau poate să țină pentru Scenarius, care îl poate juca Turaptar. Să aibă 3 minioni, nu se puteze. Da, cred că asta o să facă. Are acum Dr. Boom, care nu-l ajută foarte mult. Wow, asta o să fie destul de rău pentru el, că nu o să roace Savannah. Și Houndmaster. Chiar că era mai bun Belger aici. Da. Sau poate s-a gândit că nu mai prinde altă bestie. De ce nu joci coin și Scenarius? Nu vede play-ul? Probabil că nu vrea. N-am nici cea mai mică aici. Are mai bun aici de jucat. Wow. Vreau să joace un simplu Shredder. Face 3-5 în Houndmaster? Nu. No. Mă, dar țin să cred că... Scenarius era mult mai bun. Da, de aceeași părere, pentru că Scenarius aici pe 3... Nu, presupun că n-am văzut asta.
Da, și am primit un mesaj instant din partea lui. Am greșit. Cred că a fost prea târziu. Da. Și acum are Belcher. Cred că greșeala asta poate să coste meciul. Vedem ce joacă acum. Probabil Silvana Scurraft acum. Da, pe un 4-2, cred că așa se gândește și el. Chiar și Innervate Hero Power ca să bată Belcher cu... cu... Shredder. Da, de fapt... Pe... Da, mai bine până aici. Da, mult mai bine. Chiar dacă este un drop de 3-2 față de Houndmaster 4-2, acele cuțitele ar fi ajutat mult mai mult, mai ales că e tura nouă, poate să joace mai multe. Uite-te doar la acel Doct, wow. Și a venit Unleash, a făcut bine că... Da, îi venea acum Unleash, era... destul de bine pentru el. Nu mai are Silence acum pentru Sylvanas. Și druidul face 3-2 destul de ușor cu... Unleash. Wow. Ok. Oare-i fără Houndmaster-ul? 50% șansă să fure ceva bun. Wow, chiar sunt curios ce... Belcher? Wow. Și cred că o să vedem un Sky Golem din partea lui. Da, mai mult ca sigur. Combo acum ar fi Little. No. Încă e o idee bună scenariu acum. Și cu da. Doi trends și cu... Și am văzut bufeze. Un Unleash, dar cred că mai bine bufează. E cam același lucru, sincer. Probabil... un pic mai bun ideea cu doi trends, mai multe targeturi. Pentru că sunt doi minioni, asta înseamnă că... e ca și cum ar chema doi trends. Doar că la Daniel Constantin o să fie nevoit să bată acei doi trends, știi? Și da, în caz că vine compo... Și eu mai bine trends pentru Taunt. Da, și Taunt și... și taunt și mai multe targeturi. Dacă îi vine combo... Da, cam ăsta ar fi play acum. Scenarios cu doi trends. Și să bată acel 1-1 cu slime-ul. Și doi în cap. Nu știu la ce se gândește el. Wow! Doar acum am văzut, i-a căzut... Wow! Cred că Daniel Constantin o să profite de această ocazie și... și chiar nu știu ce se poate face într-o situație ca asta. Da. Chiar și dacă se întoarce, runda aia e pierdută. Wow. Cât de urât să pățești așa ceva într-un turneu atât de mare. Să vedem dacă cei doi pot ajunge la o înțelegere. Dacă nu, să întreb pe cineva cu rank mai mare ce se poate face în situația asta. Da, o să profite de această ocazie, o să ia meciul 4. Însă nu sunt sigur
Cred că regula e dacă s-a picat netul, ai pierdut meciul. Adică e vina ta, nu e vina adversarului. Cred că așa asta treaba. Adică în majoritatea turneelor e așa. Doar în cazul în care adversarul tău nu e de acord să refacă meciul. Așteptăm momentan să vedem ce se întâmplă. Pare că începe meciul. Și da, Druid vs Druid n-au fost. E 2-2 scorul în momentul ăsta. Da, n-au fost de acord. Cât de urât. Wow, și pare avantaj foarte mare acum Daniel Constantin. Are Coin, Wild Growth, chiar și Innervate, Shredder tura 4. Dar nu cred că o să dea Coin Wild Growth pentru că nu are un drop de 3. Da. Doar Wild Growth. Da, cam așa o gândeam și eu, pentru că dacă nu ai un drop de 3 nu se merită să dai Coin și Wild Growth. Probabil da, trebuie doar pentru asta. Și de la viitoare Innervate video de clar. Trebuie să pun? Da, acum Wild Growth simplu, după care are tura 4 Shredder. În caz că nu-i vine un Dr. Boom, Lore sau Emperor. Ține de Innervate? Shade. Nu e destul de bine, având în vedere că acum Hidden Rage are Emperor. O să plusesc coin Innervate ca să roace Shade. Și tura viitoare va trebui să facă trade cumva, să-i bată acel Emperor. Nu vrei să lași un Emperor pe masă. Da, asta am zis. Și am zis că acum va trebui să facă trade neapărat, da, pentru că nu vrei să lași un Emperor pe masă mai mult de o tură. Dacă lași mai mult de o tură, deja e foarte greu să-ți revii. Și din partea lui Daniel Constantin vedem două CV-uri în mână. Care e destul de rău în acest matchup. Poate o să te iau una acum, să curăț o masă. Și un Shredder care nu poate să-l joace, va fi nevoit să joace Hero Power. Wow, Net Eagle. Okay. Să vedem cât noroc are cu această carte. Dar nu cred că o să lase, nu cred că o să lase pe masă, pentru că swipe aici, curăță masa. Da. Sau poate Red cu să tragă carte și Druid of the Claw. Se pare că nu-i pasă absolut deloc. Nu-i pasă absolut deloc de acel Net Piggle. N-are niciun fel de respect pentru Piggle. Și încă o carte inutilă în acest matchup momentan. Big Game Hunter. Chiar dacă nu a avut acel început bun cu Coin, Innervate, Wild Growth și toate chestiile astea, nu a avut job continuare, gen Ancient of Lore, Dr. Boom, Emperor. Și asta eu cam pierdut meciul. Da, așa cum face trade în Net Piggle, tura trecută nu a avut noroc să trag o carte. Și e destul de urât. E, alea două savage-uri în mână plus Big Game Hunter-ul. Da, asta am zis și eu înainte, niște cărți chiar inutile la acest matchup și... Probabil swipe aici.
puțin noroc să-i pice de Shredder ceva cu 1 HP, poți să-l omoare cu Hero Power. Să vedem, vedem Mana Storm. Interfer la Milhouse? Da. Ok, mă, e cel mai bun drop de 2 care poate să vină din Shredder. Și... wow. Oh, de Rubien. Poate să dea un ret de 3 pe el? De fapt, asta e destul de bine. Poți să-l activeze cu Savage lor dacă e bine. Da, și asta e. Și asta ar fi încă un... plus 2 damage. Nu cred că vrea să treacă carte. Da, Belcher Hero Power ar fi cel mai bine. Nu ar fi tras carte, nu are cea mai bună mână. Să ajungă mai repede la patient-ul lor. Sau Savage-lor. Wow, Wild Growth. Chiar are ghinion foarte mare, Daniel Constantin. Să vedem dacă vrea să folosească Silence pe acest Shredder? Cred că da. Probabil că da. Da, și Hero Power. Și acum un... un Savage-ul, cred că e plică. Stai să vedem. Da, cred că da. Da, e Little, e exact. Nervate acum. Wow. 5 cărți mână, tura nouă. Nu-mi vine să cred. Nu mai e Little. Wow, și un Ancient of Lore. Da, deci... chiar dacă nu am avut un început foarte bun, cărțile ce-i vin acum sunt perfecte. Nu mai are cum să revină. E imposibil să mai revină dintr-un... no, Keeper... Keeper nu o să fac multe acum. Mai dragi o carte, cu mai drog, da. De bea acum a venit lorul. Ancient of Lore să tragă două cărți, dar oricum e destul de... și i-a venit un combo, să vedem dacă mai prinde următoarea tură pentru... dar am avut letală oricum. Wow, o rata letală. O faci deja? Nu, a avut, a avut letala. Avea 10 damage pe masă, Force of Nature, Swipe, Innervate, Hero Power. Iar și ne-a văzut. Era fix 21. Deci, da. Avea 10 damage pe masă. Atâta timp cât nu ratezi Little, cât, pardon, cât nu pierzi match-ul, nu e Miss Little, e BM. A. Da, acum chiar cu double. A, deci chiar dacă o rata letală nu e un lucru foarte mare. Da, și meciul 3 merge la Hidden Rage, care se califică
la Cluj. Felicitări. Și în câteva momente o să continuăm cu cealaltă semifinală.